Plecarea lui Budescu de la Astra este un subiect care rămâne fierbinte, mai ales că vedeta Giurgiu Venilor a primit o nouă ofertă. Dacă pentru capitanul Astrei se băteau cluburile Steaua și Al-Ahlidoa, mai nou li s-a alăturat Dinamo Zagreb, echipă care în acest sezon a jucat în grupele UEFA Champions League și care a făcut o ofertă de 2 milioane de euro pentru capitanul Astrei, după cum a anunțat Dolce Sport. Formația croată, unde evoluează și Alexandru Mățel, are mari șanse să câștige lupta pentru Budescu, pentru că a oferit o sumă mai mare decât Steaua și Al-Ahli. Echipele au anunțat că sunt dispuse să plătească doar 1,1 milioane de euro. Dacă clubul Astra va accepta oferta croaților, Constantin Budescu va putea negocia și el cu formația de pe primul loc din campionatul Croației. Referitor la acest transfer, fostul coleg de echipa lui Budescu, Alexandru Mățel, a declarat: "Eu îl sfătuiesc să vină la Dinamo Zagreb. Noi ne știm de foarte mult timp. Ar fi foarte bine dacă vine, pentru că n-aș mai fi singur. Are șanse mari să joace în Champions League, dar poate ajunge și cu Steaua acolo. Acum totul depinde doar de el. Dacă vine la Dinamo Zagreb, are șanse mari să prindă lotul pentru Euro, pentru că aici este un campionat foarte bun." Marius Șumudică, antrenorul Astrei, a vorbit despre despărțirea de capitanul echipei și despre problemele de la echipă. "Dacă îl pierd pe Budescu și alți 2 sau 3 jucători, înseamnă că sunt probleme la club, dar nu vreau să le dezvolt. Dacă rămâne acest lot și este stabilitate din punct de vedere financiar, putem lua cel puțin un trofeu. Cum să ne batem la titlu dacă pierdem cei mai buni jucători?" A mai spus Șumudică într-o conferință de presă. Potrivit Transfermarkt.de, cota lui Budescu este de 2.500.000 de euro.